zici de Nico? Adică? Nu știu de comportament. Bă, e un băiat ok, Nico, dar nu, nu e ok. Dacă... Da, am înțeles ce vrei să spui, cu ce părere am de comportamentul lui. Da, am părere bună despre comportamentul lui, dar ideea e că nu vreau să-i facem rău lui Meda, că dacă îi faci asta, îi faci rău lui Meda. Sunt atâția băieți pe lumea asta. Ce pot să zic mai mult decât să fiu, să zic ce gândesc? Dacă tu vrei să iei de cap de bun ce zic eu, e perfect. Este vorba că nu iau de bun. Eu iau de bun ceea ce spui tu. Nu este vorba că n-am încredere în tine. Nu este vorba că... Pur mai mult... Pun și punctul meu de vedere. Da, mi se pare normal. Și eu aș gândi la fel ca tine, gen. Ascultă-mă. Eu... Pot să spun eu... Să-ți povestesc marea cu... Zahărul, nu cu sarea. Pot să stau două zile să vorbesc la televizor aici cu ce aș face cu tine. Dar degeaba le spun dacă nu le simți. Și eu încerc să-ți și spun, să-ți și arăt. Asta ca să-ți faci o impresie și o idee. Eu nu vreau să te terorizez cu vorbe ca să vorbești și o să mă aflu în treabă. Că, spre exemplu, m-a deranjat când te-a întrebat, doamna, ce ai vorbit cu Nicos? A, pe nu mai știu. Nu, 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 n-ai înțeles. Era nu, ca idee, eu am pus... Eram între tine ca să înțelegi am de ce am pus lucrul ăsta. Am pus și discuții și subiectele astea mai importante la aceeași oală. Ascultă-mă, eu vorbeam strict despre momentul în care noi am stat acolo pe terasă okay. Și pur și simplu am vorbit niște lucruri banale pentru că au fost vorba de sub... Dar ce am vorbit cu tine prin mesaje, ce am vorbit cu tine okay. Față în față, am spus și okay. Am spus și fetelor. Care a fost cea mai lungă relația ta? Da, deci eu am fost de la 19 ani până la 21 de ani. Sta cu tatăl fetei, da? Bun, pune stop un pic, fie. Deci la 19 ani până la 21 de ani sunt... 21, 22, nu. 3 ani. 22. Da? 23 ani. Bun. În primul an a fost ok. Nu. Nici în prima oară n-a fost ok? Nu, la mine n-a fost ok. Adică a fost ok, să zic că a fost, să zic că n-a fost, adică nici nu știu cum să zic. Bun, primele 6 luni a fost ok? Da. Bun, fii atent. Ar putea fi același lucru și la noi. Tu nu poți să-ți oferi nimeni pe planeta asta o garanție că va fi bine mereu. Este vorba de anumite principii aici, Nicola. Păi hai să le discutăm. Vrei să-l, dacă păi, te simți confortat. Păi, dar ți le-am discutat și ți le-am spus. Și eu nu vreau ca, că eu de fel, nu știu cum să mă explic. Mie mi-este drag de tine, foarte tare. Că dacă nu mi-era drag, nu mai stăteam să discut cu tine. Înțeleg? Am încercat încă de la început să te evit, într-un fel sau altul. Vă spun sincer, pentru că știam că Meda este prietenă cu mine și eu. Să mă evit că știi că poate o să-ți placă de mine sau că o să-mi da. Placă la amândoi? Da, din cauza asta. Și vroiam pur și simplu să evit chestiile astea care deja se întâmplă. Băi, tu încearcă să înțelegi că Meda nu are nicio implicare și din contră Meda mi-a urat mereu și mi-a urat și acum că își dorește să fiu fericit. Degeaba spune o femeie, o persoană din gură anumite lucruri dacă nu le și crede. Asta încerc să-ți explic. Degeaba și eu pot să spun multe din gură, dar asta nu înseamnă că le okay. Și cred. Bine, bine, cum zici tu. Eu nu știu ce să-ți mai spun, ție, Alexandru. Să nu mori. Știu, eu zic să... Să fie așa frumos. Că până acum eu mă simt bine și mă simt bine alături de tine și chiar îmi place compania ta. Și dacă o să vină, că sunt sigură că dacă o să ținem așa în lung, o să mă întorc până la urmă. Măi, că o să te întorci. Să mă întorc, adică să încerc să trec peste principii și peste toate chestiile astea. Dar nu pentru asta personal, va acum trebui ai... să ai răbdare. Ascultă-mă. Nu o lua personal, că răbdare am avut în multe chestii în viață. Dar dăm și mie ceva la schimb. Uite, astăzi mi-ai dat o idee, aseară mi-ai dat o idee, dar îmi dai exact o dietă de aia strictă rău de tot. Ce idee ți-am? Mi-ai dat de înțeles că îți place, mi-ai dat de înțeles că nu ai vrea nici să renunți la ideea de a fi cu tine. Păi nu, că dacă vreau să renunț la ideea să fiu... să fim împreună. Spuneam doamnei Cristina în momentul în care m-a întrebat. Eu pur și simplu nu răspund la această întrebare. Hai, dai și mie cu pic? Nu. Mă, îi trebuie să mâna mea, nu te uita la mine. Uite la mine.
Pe obraz? Nu, pentru că se intre bine. Și pe stomac? Ți le-am atins. Ești antipatic, pe bune. Ești antipatic și ești rău și ești figurant. Și... și nu te suport și... Și. Dar ai spus tu singură că ai făcut cam de toate la viața ta. Asta, eu o iau ca pe... Eu numai când zici ai făcut de toate, eu nu mă gândesc la, numai la videochat și că... Ferească Dumnezeu. Eu când zici am făcut de toate în viață, mă gândesc că ai trecut prin toate clasele sociale. Da. Cum am fost și eu. Eu am stat și într-o viață de sărac, am trăit și într-o viață medie, am avut și momente când... Am avut și mai mulți bani, am momente și când părinții mei, tatăl meu a avut foarte mulți bani, adică am prins câte ceva din fiecare, am căpătat experiență. Eu așa cataloghez că am trecut prin toate. Și am fost și eu. Bun. Și m-am pus în balanță și am încercat să te aduc spre ceea ce îmi doresc eu. Singurul lucru care ai tu o problemă este faptul că ai gura aiurea. Dar asta se poate remedia, mai ales sunt sigur când iubești un om, faci și știi greșeala, faci în așa fel încât să ți-o remediezi. E ceva, e un instinct. Uite și eu, spre exemplu, dacă, când am iubit, ai înțeles, și deranja ceva, nu știu, ce să... Să ridic tonul, spre exemplu. Să ridic tonul. Și am văzut-o că țipam pe ea și plângea. Am văzut-o dată, am văzut de două, am văzut de trei ori. Am încetat să mai fac treaba asta. Așa și tu, spre exemplu, nu zic de mine, poate o să ai un bărbat pe care o să-l iubești, o să oferi viața ta pe tavă lui și el ție și o să conștientizezi după nu știu câte situații că îl deranjează că ești gura livă. Și are și dreptate. Tu ce crezi că faci? Te corectezi? Eu zic că te corectezi. Nu știu dacă neapărat m-aș corecta din chestia asta, pentru că el știe de la început. Cel puțin dacă eu o să intru într-o relație cu tine, tu știi deja de la început cum se... Adică am mai văzut da, și când da, și tu trebuie să știi de la început că eu te accept cu chestia asta, dar o să lucrez să nu mai fie. Sau cel puțin să se minimalizeze. Pentru că e ceva normal, e ceva omenesc. Nu, că ăsta este un impuls din partea mea de a mă apăra. Păi, în momentul în care tu nu mă ataci, eu ți-am nu mai explicat ție. Eu nu caut femeie să atac, că eu nu sunt soldatul Ștefan cel Mare, eu nu sunt fundaj la Steaua, eu sunt Nicos, eu îmi caut o femeie cu care să mă înțeleg. Îți dai seama că în orice relație există impedimente și hopuri și așa mai departe. Dar nu vreau să, nu știu, de la orice discuție mică, să te iau patine cu 10 microfoane lângă gură. Că te iau și te arunc pe geam. Despre asta vorbesc. Totul depinde de comportamentul pe care tu o să-l ai. Și de felul în care gestionezi tu o situație. Nu ține numai de mine. Ascultă-mă, nu. Dacă tu discuți cu mine ceva și îți spui în cap, bă, trebuie să țip sau nu trebuie să țip? Mai bine nu țip. Că mă ia ăsta și mă bagă nu, la pentru cuptor. Pentru că dacă eu simt să țip, ascultă-mă, dacă eu simt să țip și nu țip, o să te fac mișto de tine și o să te iau în ironie. Cum să învață așa ceva? Păi tu nu mă cunoști. Cum să faci așa ceva? Pentru că să sunt. Cum să mă iei la mișto? Nu ți-e rușine? Dar nu zis că te iau cu mâna mișto. Nu, nu. Cum să mă iei la mișto dacă eu vorbesc ceva serios cu tine? Chestie și vrei să și mă ce? Iau, ce nu te iau și eu la mișto? Păi mai bine mă lași să țip să mă descarc, băi, bine să mă lași să țin bine și să te ironizez. Mă duc în casă la mine. Vezi, când drum spre casă, nu mă interesează. Îți faci o poezie să mă adorm. Azi mă culc eu primul. De unde? Că mă duc acasă, vezi ce dor. Da. Ce am mă? Cu-ți o poezie. Îmi dai vocal, eu fredonez frumos cu intonație. Era să zic eu acum, poezie. Hai că... Dacă ar fi de ciocolată, ar mânca-o... Ia porumbul că-i fierbinte pentru fata asta cu minte. Copil urât. Nu mai vreau să mă bag în discuții. Cred că am avea atât lucruri de făcut aici împreună. Vorbesc serios. Aici începem să ne dezvoltăm. Mie mi-e dor, frate. Când am fost însurat, nu știu, eram atât de... Mă trezeam dimineața și când o vedeam acolo, în dreapta mea, așa cum era ea, aveam așa, știi, mamă, femeia mea, cu tare. Aveam bază în ea, avea bază în mine, mă calma,
a durat ceva până am învățat să mănânce, să gătească. Bă, nu știa să facă niciun sandwich. Am zis, fă-mi un sandwich, zice ce? Nu știa să fac un sandwich când mă lângă. Dar a învățat, a avut... Uite, de asta zic, că oamenii când iubesc se schimbă. Cauza că m-a iubit, într-adevăr, am învățat să gătească. Și nu știu, mă simțeam așa împlinit, parcă nu mai îmi trebuia nimic și oricum nu îmi trebuia. E o senzație plăcută și tu ca femeie, imaginează, să ai bărbatul pe care ți-l dorești, să te trezești dimineața, să fii cu el, să... Nu știu, să... Cărămidă cu cărămidă, să vezi tu cu ochii tăi cum crește procesul ăsta. Nu e mișto, nu te simți tare, împlinită. Dar dai seama, astea sunt lucrurile pe care și eu nu le doresc, asta e chestia. Mamă, atâta ce-mi vine să te bat. De ce? De plăcere. Nu-mi vine să te pup. Fiecare cu ce-l doare. De ce? Că nu ți-ar veni așa să... Măcar să mă pupe așa odată. Nu știu, de la o scară, de la 1% la 100%. Nu, am înțeles. De la o scară, de la 1 la 100, 100% ce vrei să zic? Nu. Eu nu simt nevoia să te pup acum. Nu neapărat sărut de la de filme franțuzești, dar nu știu, să... Măcar atât. Eu simt nevoia. Tu nu simți? Pe o scară de la 1 la 100. Nu, pe o scară de la 1 la 10, poftim. Ce mă pui să răspund la niște chestii? Dacă pentru că îmi hrănești curiozitatea și îmi hrănești, îmi dai putere. Îmi dai putere. Dar lasă că până vorbești cu Meda, tu îmi dai putere cu răspunsuri pozitive. Adică, mă rog, chiar dacă ai spune zero, nu m-ar demoraliza. Dar nici n-am cum să zic zero. Pentru că asta ar însemna să mint. Și dar pe o scară de la 1 la 10, eu mi-aș dori... Aș punta pe 10, mi-aș dori să te... Doar așa. Tu de la, pe o scară de la 1 la 10. Mi-e rușine. Zi. 2, 3. 5, de trecere? E de trecere? Mă mut doamna prefe. Mă duc acasă la mine. Nu se duce acasă la mine. La mine. Simă. Hai, difă, zi. Nu vorbi cu mine cu foc, nu se pot cuvântul ăsta. Urăsc cuvântul ăsta. După mă și pe mine o dată și te lasă în pace, mă jur. Uite atâta, doar atâta. Hai că nu vede nimeni. Ce vreau ai zis-o, lasă-mă, dar ce odată, suntem? Te rog. Nu, Nico. Să dăm și o pine de seară. Mai zic Nico, Nicos, că eu nu zic ale Flandra. Odată și te las în place. Nu. Te las în place. Mă, ce funcționat sunt. Dar ce ai, mă, nene, că nu ți-am făcut nimic. Păi nu mi-ai făcut, mă, nimic. Bine, dă și-mi un pic și te las în place. Eu pe frunte. Mie mi se pare cel mai tata? Frumos lucru când mă pupă cineva nu, pe frunte. Eu trebuie să te pup pe tine. Pe frunte. Păi știu, pe mie buze. Mi se pare cel bine, mai... Bine, vreți să te pup pe frunte, hai. Pupă tata, pe... Vezi că mâine aștept inelul. Și de data asta chiar vorbesc serios. De data trecută am gumit, dar eu de data asta vorbesc păi serios. Păi nu am de unde să mă duc. Nu știu, găsești un magazin, măcar unul de tinichea sau de ăla, de plastic. Unul de plastic. De plastic cred trebuie să găsești. Cum să-ți iau de plastic? De jucărie, de ce nu? E frumos de jucărie, serios. Bine, fii atentă, fii atentă. Bine, zi. Dacă tu mă pup pe mine, măcar așa, dar eu o să-ți fac mâine o surpriză foarte interesantă.